Este cazul să vi prezint pe invitații noștri și voi începe cu părintele Valerian. În urmă cu 30 de ani, tânărul actor Dragoș Puslaru a ieșit în stradă, în acel moment aparte al istoriei, când mulțimile intră în contact cu sufletul neamului. A înțeles repede că nu a căzut comunismul, prin urmare s-a alăturat miilor de manifestanți anticomuniști din piața Universității. Au urmat mineriadele, tânărul actor fiind prins în iureșul Măcelului. A supraviețuit, căci voia lui Dumnezeu a fost alta decât cea a hoardelor dezlănțuite ale minerilor. Și iată-l nu peste mult timp, părăsind scena și trecând în culisele lumii, sau poate pe adevărata scena a vieții, cea unde arderea este pentru Hristos. Intră în cinul monahal. Pe părintele Valerian l-am întâlnit aievea în căsuța cu sfinți de la Roma. Îl cunoșteam însă de ani mulți, căci doamna Aspazia ne-a împărtășit de multe ori că îi poartă o dragoste aparte, susținută printr-o corespondență bogată. Vestea că părintele va coborî din munte și va veni pentru prima dată să o vadă a fost medicamentul minune care a ridicat-o din boală. Nu ar fi putut să-l întâmpine zăcând, chiar dacă avea coaste fisurate în urma unei căzături, probleme mari cu respirația, cu picioarele, insomnii crunte din cauza durerilor din tot trupul și aproape 94 de ani. În ciuda tuturor acestora, a așteptat cu o nerăbdare copilărească câteva ore în glasvand momentul anunțat al sosirii părintelui, spunându-ne de câteva ori, nu știu dacă voi rezista emoției. Despre amprenta lăsată de această întâlnire în sufletul sfinției voastre și despre alte clipe Aspazia pe care le-ați trăit, vă rugăm să ne vorbiți acum, părinte. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, vă rog pe Bunul Dumnezeu, Maica Domnului și Sfinții noștri ocrotitori, o rog pe Nana Pazii și pe Nicolae, îi rog pe toți mărturisitorii închisorilor, nu numai comuniste, pentru că martiri au fost și închisorile antoneștiene și carliste, îi rog pe toți cei care s-au sacrificat pentru neamul ăsta să îmblumineze puțin mintea, ca să pot rosti câteva cuvinte care să arate că acești oameni care s-au sacrificat pentru țară și pentru Hristos, pentru mântuirea noastră, ar putea avea și urmași. Așa cum rânduiește Dumnezeu, am primit o cărticică când am venit în această sală. Este o cărticică de versuri. Versuri scrise pentru fiecare zi a anului, Prescuria se numește, 9 decembrie. Oricât am vrut, singur, niciodată n-am putut. Puterea vine mereu din satul meu, sufletul meu, care este Dumnezeu. Este Nicolae Radu Fronteș. M-am gândit să încep cuvântul meu cu o îndrăsneală foarte mare și să ne aducem aminte de cuvintele Mântuitorului, care ne avertizează de-a lungul veacurilor, fără de mine nu puteți face nimic. Aceasta a fost și steaua călăuzitoare acestor oameni, tineri, elevi și studenți, foarte puțini dintre ei cu o experiență de viață mai bogată, în care să se poată confrunta cu satana comunistă. Cu o lege a uciderii, a minciunii, a delațiunii. O lege împotriva vieții. Aceasta a fost legea comunistă și este în continuare, cu o altă mască. Nu despre asta vom vorbi. Pe Nana Pazii am cunoscut-o o singură dată. Așa cum ați spus, restul au fost corespondențe. Am citit cartea dânsei, se gata-mi către tine, Doamne, și am auzit că a fost acuzată că ar crede în altceva decât în ortodoxie.
Am scris câteva rânduri, niciodată nu știu foarte bine ce am scris, dar aceste rânduri m-au făcut să intru în contact cu una dintre cele mai luminoase, mai puternice, mai înțelepte figuri ale neamului românesc, una dintre cele mai credincioase fiice ale Bisericii Ortodoxe Române, Aspazia Oțel Petrescu. Este o cinste pe care nu știu dacă o merit. Am întrebat-o la singura întâlnire pe care am avut-o cu dânsa. Bun. Avem sute, mii de pagini despre mărturia dumneavoastră, despre sacrificiul dumneavoastră, despre efortul dumneavoastră. Ce putem face noi în ziua de astăzi? Cum putem să vă urmăm? Pentru că nu știu dacă suntem capabili. Cei 14 ani de pușcărie, iar la alții 20, 24, 15, 5 ani de mărturisire în iad, nu se compară cu ceea ce trăim noi acum, care trăim într-o bogăție pe care nu știu dacă o merită. Nana Pazi mi-a spus, mărturisește tot timpul adevărul în care trăiești. Și mi-am adus aminte de aceste cuvinte pe care le trăiesc aproape tot timpul. Fără de mine nu puteți face nimic. Această spaimă. Suntem noi cu Hristos sau nu? Și de ce îl alegem pe Hristos? Pentru că tot îl spun, eu sunt calea, adevărul, viața. Eu sunt lumina lumii. Sacrificiul acestor oameni care au ieșit din iad. Nu știu dacă este rodit de noi contemporani. Nana Pazi mi-a spus ceva care m-a speriat. Un adevăr pe care și acum este greu să-l mărturisesc dumneavoastră, prefer să-l mai țin încă în mine și poate urodi această frică ceva. Lumina care au fost acești oameni care au mărturisit lumina, trebuie să o rodim și noi numai din cuvintele lor, citând sau povestind despre ei. Am cunoscut oameni în afară de dânsa, cuvioși părinți, pe care de asemenea îi cunosc și îi socotesc sfinți. Părinți, ne și rugăm la ei, deși încă nu sunt canonizați, dar care ne răspund. Nana Pazi a fost una dintre acestea. Niciodată nu a ascuns adevărul, oricât de crud ar fi fost el. Niciodată nu s-a lăsat dominată de frică, niciodată nu s-a lăsat dominată de mamona, de o viață mai bună decât aceea pe care o trăia în simplitate și modestie. A făcut într-adevăr nenumărate fapte bune, trimitea și Sfinte Monastiri, pătrunsa, anumite sume de bani, și sunt convins că ar fi făcut-o și acum la mănăstirea aceasta. Nu știu ce să-i buc despre ea. Mă depășește. E ca și cum ar trebui să vorbesc despre universul întreg. Pentru că ea este o parte din univers și conține universul întreg. Acești oameni sunt pentru noi stâlpii neamului și trebuie să-i cinstim. Am în față aici o carte scoasă tot de Petru Budă, cu 35 de dintre probabil cele mai remarcabile figuri. Cred că sunt cu mult mai multe. Cred că sunt foarte mulți neștiuți. Tot Petru Budă a scos acel scurt pomenic pe care foarte multe mănăstiri îl folosesc și pomenesc la Sfânta Liturghie pe cei căzuți pentru apărarea acestei țări
și apărarea credinței noastre strămoșești ortodoxe. Întrebarea este nu ce au făcut ei. Întrebarea este ce facem noi. Ce facem noi cu aceste comori pe care le deținem? Ei aveau mult mai puține și am spus din nou uimit cum lucrează Dumnezeu când Nicolae, nici nu știu cum să-l numesc, Cuviosul, eroul mi se pare foarte puțin, Cuviosul cred că ar fi potrivit, Nicolae Purcarea care a vorbit de icoana aceea pe care o aveau în sufletul lor. Și mi-a venit să zâmbesc pentru că am scos aici la întâmplare niște citate ale unora dintre cei mai renumiți mărturisitori ai credinței ortodoxe și am aici cuvântul lui Ernest Berna, care spune, libertatea nu poate fi găsită decât în inima ta. Nu căta în jurul tău ceea ce ai în tine, sfarmă piatra ce descoperă aur. La acest lucru ne îndeamnă fiecare dintre ei, fiecare secundă a vieților trăită în iadul închisorilor, pentru că iad a fost. Și toți cei care suntem aici, cred că știți acest lucru. Au fost biruitori, pentru că și în momentele de cădere nu l-au părăsit pe Hristos. Au fost biruitori, pentru că și atunci când au ieșit, au înțeles că fără de Hristos nu pot face nimic. Și au încercat să ne transmită nouă acest lucru. Nu știu câți dintre noi putem urma în această falsă libertate ce ni s-a oferit, atât de înșelătoare, a bunăstării, a plimbării peste tot. Nu știu cât putem face din ceea ce ne-au învățat ei, adică sacrificiul pentru cel de lângă noi, sacrificiul pentru țară, răstignirea pe crucea lui Hristos. Mai sunt câteva citate aici. Mi s-a părut cuvântul pe care a fost, înaintea mea, un cuvânt deosebit pe care n-aș vrea să-l umbresc cu puținele mele cuvinte. Și nu știu cât de potrivite. Vă rog însă pe dumneavoastră în numele Nalei Pazi, când citiți ceva din viețile acestor sfinți, ocrotitori ai României, să încercați să-și aplicați. Există un cuvânt în Patericul Egiptean, o carte după care călugării se ghidează. Un cuvânt care spune că un ucenic a venit la un avă și a spus: dă-mi un cuvânt de folos. Și cuvântul a fost dat. Nu se spune în Patericul Egiptean ce cuvânt a fost acesta. Nu se spune nici cine l-a dat, nici cine l-a primit. Se spune doar atât că cel care l-a primit a dispărut 20 de ani. A venit după 20 de ani și a spus: l-am făcut, mai dă-mi unul. Să ne străduim ca măcar un cuvânt din învățăturile pe care ne-au transmis acești sfinți necanonizați încă, să-l rodim după putere fiecare. Ținta numărul unu acum sunt copiii noștri. Turcii ne luau 5.000 de suflete pe an. Astăzi ni se cer toți copiii. Vă rog, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți grijă de ei până la sacrificiu. Să nu-i lăsați să cadă în mrejele acestui libertinaj care duce la moarte. Să învățați că biserica noastră ortodoxă a apărat acest neam și că dacă astăzi vorbim această limbă, este datorită ocrotirii Maicii Domnului. Învățați-i lucruri simple, fundamentale. Dragostea și dorința de a fi liberi întru Hristos.
Sunt convins. Altfel n-aș mai putea merge înainte, că sunt foarte mulți dintre noi care vor pricepe și vor ști cu înțelepciune să împlinească aceste cuvinte pe care mi le-a lăsat și Nana Pazi și ceilalți care astăzi ne privesc din cer și așteaptă de la noi să le urmăm. Doamne ajută-mă!